Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 92-a ediție a analizelor economice. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect care are un context negativ, ține de... Vreau să discutăm despre războiul din Ucraina și efectele lui asupra economiei din Republica Moldova. Din ce cauze, zic, nimeni nu și-a dorit acest lucru, s-a întâmplat războiul, noi am vorbit foarte mult timp despre efectele războiului din Ucraina, dar astăzi vreau să schimb puțin optica, ce am în vedere când spun acest lucru. De regulă, când vorbim despre războiul din Ucraina, noi vorbim doar în faptul că avem refugiați și Republica Moldova a reușit să demonstreze că, fiind o țară foarte micuță, o țară săracă, a reușit să gestioneze acest număr imens de refugiați, dacă l-am raportat la numărul populației, în general, Moldova are o performanță care nu mai găsim în altă țară și lucrul acesta mă face să mă simt mândru că sunt cetățean al Republicii Moldova. Doi, inflația care am avut-o în 2022, parțial noi spunem că este și rezultatul războiului din Ucraina, prețurile resurselor energetice și multe alte, ceea ce s-a întâmplat pe piața valutară, când oamenii speriați au dus și au scos valută. Despre toate aceste lucruri am vorbit. Dar astăzi vreau să vorbesc cu un alt aspect al războiului din Ucraina și anume să arătăm că refugiații care au venit în Moldova nu doar cum cred unii ne creează probleme, ceea ce nu este adevărat, dar din contra, cât n-ar părea de straniu, ei au și un impact pozitiv asupra economiei noastre, lucru despre care nu mai știu dacă cineva să vorbi, de aceea astăzi voi vorbi, nu știu cum să o formulez corect, că este greu să zici impactul pozitiv al războiului din Ucraina. Războiul este o dramă, este o tragedie și nimic nu poate fi pozitiv în război. Totuși, astăzi vreau să arăt că, da, este războiul în Ucraina, da, avem cei circa 90.000 de refugiați care sunt stabiliți în Republica Moldova. Deja avem vreo 5.000 din ei care lucrează. Avem studenți din Ucraina care au venit în Moldova. Avem oameni, nici nu știu cum să o formulez corect. Deci, că nu sunt turiști. Deci avem capacitățile de cazare turistică care a primit un număr fără precedent de ucraineni. Toate lucrurile acestea ne-au permis nouă, dar să spunem cum este, să încasăm anumite sume de bani, mai mult că atâta bugetul de stat a primit bani de la faptul că s-au vândut produsele alimentare, faptul că ucrainenii au cheltuit aici bani, fie banii lor, fie banii pe care au primit de la organizațiile și donațiile internaționale. Din acest motiv, astăzi vreau să vorbim despre impactul asupra economiei sub aspectul ce a primit în plus economia Republicii Moldova, nu vreau folosi cuvântul a câștigat sau nu vreau folosi alt cuvânt, dar ce a primit în plus economia Republicii Moldova din cauza războiului din Ucraina, care încă o dată, repet, este o dramă și o tragedie și nu poate avea nimic pozitiv. Haideți o luăm de întâi cu exporturile. Dacă ne uităm atent, exporturile din Republica Moldova, ele în 2022 pur și simplu au explodat. Dacă noi am avut în 2021 3,1 miliarde de dolari exporturile, în 2022 am avut 4,3. Dar aici trebuie să dăm o nuanță. Exporturile noastre, de fapt, au crescut până în trimestrul 2. După aceasta, real, exporturile moldovenești au început un declin, ele se reduc și este legat, despre aceasta am vorbit în alte ediții, dacă vă trebuie vă pun un link la ediții, dar ceea ce avem noi, avem exporturi generate din război din Ucraina, noi exportăm în Ucraina și mărful ucrainești le exportăm în alte țări. Spre cel mai clar exemplu este produsul petrolier. Din acest motiv, din aceste exporturi de bunuri, circa 850 de milioane de dolari, bunurile exportate de Republica Moldova, sunt generate de fluxurile de mărfuri din și înspre Ucraina. Însă Republica Moldova, pe lângă exportul de mărfuri, care este în 4,54 miliarde de dolari, noi mai avem și exportul de bunuri, care îl estimez undeva la 2,2 miliarde de dolari. Sub exportul de bunuri, de servicii, îmi cer scuze, pe lângă exportul de mărfuri care le-am dat, avem și exportul de servicii, care le estimăm la 2,2 miliarde de dolari. Cel mai mare servicii pe care noi le exportăm sunt serviciile de transport care au crescut, pur și simplu ne salvează și acum și-o voi da detalii, dar dacă luăm tot împreună, în principiu, exportul de mărfuri și exportul de servicii care a crescut în Republica Moldova, din această creștere la 4,8 până la 6,5 miliarde de dolari, 1 miliard de dolari sau două treimi din această creștere este generată de faptul că Republica Moldova a exportat și a importat mărfuri din Ucraina pe care în alte condiții nu le-am fi avut. Astfel, asupra activității agenților economici și în special a transportatorilor, războiul din Ucraina le-a permis lor ca ei să-și poată rezolva problemelor financiare. Cel mai clar este la serviciul transport. Deci în 2018 volumul serviciilor de transport
atât de mărfă cât de pasageri, a fost de 434 de milioane dolari. După aceasta, pandemia practic ne-a prăbușit la 250 de milioane dolari, o scădere care ne-a dus la minimul din ultimii 15 ani, iar în 2021 am avut o ușoară recuperare, dar în 2022 estimez că volumul total de servicii de transport, inclusiv de mărfuri care a crescut cel mai mult și de pasageri, am ajuns la 480 de milioane dolari, datele încă nu sunt, dar vor fi în viitor apropiat. Din acestea 480 de milioane, undeva 150 de milioane până 150 de milioane de dolari sunt generate de servirea fie a pasagerilor, fie a mărfurilor care au venit sau au plecat din și nu spre Ucraina. Un alt lucru care s-a întâmplat în Republica Moldova, războiul din Ucraina practic a scos din moarte căile noastre ferate. Eu am luat cifrele începând cu 95, deci volumul total de transport mărfurile în Republica Moldova pe căile ferate a fost în perioada anul 2006, când am ajuns la 3,7 miliarde de tone kilometri. Deci atâtea mărfuri a exportat căile noastre ferate. După aceasta scăderea a fost de peste 6 ori, am ajuns la 0,6 miliarde în 2020-2021, am rămas tot acolo. Dacă observați, în 2021 noi am ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria Republicii Moldova, așa ceva n-a fost niciodată. Mai mult ca atâta, dacă căile ferate cândva 75% din toate mărfurile, în perioada sovietică se ajungea până la 90%, dar iau chiar în perioada de independență, 75% din toate mărfurile noastre erau transportate căile ferate, acum am ajuns mai puțin de 10%. Practic, căile ferate din Moldova au dispărut până 2-3 ani de zile și în loc de căile ferate trebuia să mănânc porumb în locul unde era cândva calea ferată. 2022, noi brusc a crescut volumul de transport pe căile ferate, aproape s-a dublat și aproape tot acest transport a fost generat de mărfurile care au fost transportate din și înspre Ucraina. Au crescut și volumele, dar și prețul la mărfuri a crescut. În felul acesta, noi în 2022 căile ferate, prima dată au făcut majorări substanțiale de salarii, s-au achitat cu datoriile, au început să facă investiții. În principiu, căile noastre ferate, în anul 2022, au ajuns să volumul de transport a fost mai mare decât începând ultimii 14 ani, aproape 15 ani. Deci, practic, am avut o relansare. Este timid de spus dacă vă uitați pe grafic, dar am avut acest impact pozitiv care trebuie remarcat. Alt lucru la care noi nu ne-am gândit este că bugetul de stat în 2022, datorită reducerii reale a consumului populației, bugetul de stat în 2022 a avut o creștere mai modestă. Și aici vreau să spun, refugiații ucraineni au contribuit la formarea bugetului de stat. Cetățenii ucraineni care trăiesc în Republica Moldova, ei consumă bunuri și servicii. Fie pe banii lor, fie pe banii care îi primesc la diferite organizații internaționale. Consumând aceste bunuri și servicii, toate aceste bunuri, fie că le procură ei, fie că le procură cineva pentru ei, toate aceste bunuri nu fac altceva decât să genereze venituri sub formă de TVA și acces la bugetul de stat. Cetățenii ucraineni, 5.000 din ei merg la lucru. Ei plătesc asigurări sociale, ei plătesc asigurări medicale și toate acestea le aduc venituri. Cetățenii ucraineni, fiind în Republica Moldova, consumând bunuri, creează venituri și profituri la agenții economici, care după aceasta plătesc și ei taxe, plătesc impozit pe venit a persoanelor juridice, plătesc salarii la angajații lor și generează venituri în bugetul de stat. Eu am luat suma minimă, în realitate suma veniturilor generate în bugetul de stat de către refugiații ucraineni este mai mare. Eu am luat suma minimă pentru ca să nu fiu, să zicem așa, voi mai lucra asupra acestui model și cred că viitor voi da cifra reală. În realitate, ucrainienii au generat în bugetul de stat, bugetul public național, îmi cer scuze, mai multe venituri decât le dau eu, dar astăzi vă dau suma care o poate fi probată cu garanții de 100% că aceasta este. Deci, TVA-ul plătit de ucrainieni, accizul plătit de ucrainieni, asigurările sociale, asigurările medicale și alte tipuri de impozite pe care le-au generat agenții economici din faptul că au vândut mărfurile la ucrainieni, în primul trimestru, deoarece unii care erau puțin refugiați început în luna februarie, martie, avem 150 de milioane dolari de lei, în a doilea trimestru 550 de milioane de lei și în primul an, în 2022,
refugiații ucraineni au adus în bugetul de stat cel puțin 1,8 miliarde de lei. Deci bugetul de stat, care în 2022 a avut o situație nu din cele mai plăcute, ucrainenii au generat venituri pentru bugetul public național, îmi cer scuze să spun bugetul de stat, de 1,8 miliarde lei. În anul 2023, deja în primul trimestru, estimăm că ucrainenii vor veni cu o contribuție de cel puțin 650 de milioane de lei și în felul acesta, în primul trimestru al 2023, cumulativ ucrainenii ne-au adus în bugetul nostru 2,5 miliarde de lei doar sub formă de impozite pe care ei le achită pentru toate bunurile care le consumă. Un alt factor, învățământ superior. Învățământul superior din Republica Moldova trece printr-o dramă totală. Deci noi am avut cândva 128.000 de studenți și apoi am scăzut până la 56.000. Pandemia cumva ne-a crescut numărul de studenți, am ajuns până la 59.000 și s-a terminat pandemia, studenții noștri din Basarabia au început a pleca iar peste hotare, noi avem un exod a tinerilor peste hotare și în prezent, în 2022-2023, anul de studiu 2022-2023, este marcat de doi factori. A scăzut numărul de studenți în Republica Moldova cu peste 2000 de studenți și doi, a scăzut numărul de studenți străini în Republica Moldova. Nu cu mult, dar a scăzut. Acum avem circa 5000 de studenți străini. Însă, din toate țările au scăzut. Au scăzut din România, au scăzut din Israel, astea sunt țările de bază de unde aveam număr studenți. Însă a crescut din două țări. Din India și cel mai mult a crescut, ca asta vreau să vorbesc, numărul de studenți din Ucraina. Dacă ne uităm atent, în Ucraina noi am avut recordul de studenți, studenți din Ucraina, am avut în anul 2000-2001 600 de studenți. După asta am avut o scădere continuă, în 2020-2021 am ajuns la 110 studenți, în 2021-2022 am avut o creștere până la 390 de studenți, iar în acest an avem estimativ, datele biroului de statistic vor fi prezentate mai târziu, dar ei ne-au dat date estimative, avem 730 de studenți. 735 de studenți din Ucraina este recordul absolut 1. Este țara care a înregistrat cel mai mare număr de studenți și, de fapt, studenții din Ucraina, în principiu, acum ne salvează sistemul nostru de învățământ superior. Deci, mulțumită studenților din străini, care ei în prezent, fiecare a 10-lea student din universitățile noastre, este un student străin. Iar cel mai mult a crescut studenții din Ucraina. Deosebire din studenții din Israel și studenții din India este că majoritatea din ei merg la medicină. Studenții din Ucraina, ca și studenții din România, cei din Ucraina în cel mai des învață în limba rusă, cei din România învață în limba română, sunt studenții care merg la toate facultățile. În felul acesta putem spune că ucrainienii, fiind forțați de război, studenții pleacă din Ucraina și Republica Moldova este una din țările de destinație. Din păcate, noi am putea avea o performanță mult mai mare. Sper că Ministerul Educației va ține cont de acest lucru și noi am putea, ajutând ucrainienii, să ne ajutăm de fapt și pe noi și încă un indicator este că a crescut enorm număr de studenți străini în Republica Moldova. Aici tema este mai grea puțin, deci biroul de statistică ne dă datele privind numărul de cazări a turiștilor străini în Republica Moldova. Evident, cel care a venit din Ucraina pe perioada de război este greu să-l cataloghez ca turist, deci voi utiliza numărul străinilor cazați în capacitățile de primire turistică din Republica Moldova. Dacă observați, noi recordul istoric l-am împlinit în 2019 și am avut 174.000 de străini cazați în hotelurile și pensiunile din Republica Moldova, dintre care din Ucraina erau 22.000. A venit pandemia și noi, la număr de turiști străini cazați în Republica Moldova, ne-am prăbușit, mi-e greu să spun aici până în ce an, deci noi sigur, până la independență, așa număr micus de 29.000 n-am avut niciodată și înainte de independență, cred că veniți din fosta Uniunea Sovietică, așa număr de micuț n-am avut cel puțin încă vreo 50 de ani. Altfel spus, în 2020, la noi s-au odihnit oameni de peste hotare Republicii Moldova, cel mai puțin din ultimii minim vreo 50-70 de ani. Deci am avut 29.000 de străini cazați. În Ucraina tot a scăzut enorm. 2021 a fost o ușoară recuperare până la 69.000. Practic, toate hotelurile noastre care noi am avut și falimentări, am avut cea mai puternică dramă a trecut-o sectorul Horeca, în 2022 ei și-au revenit și-au ajuns
la cel mai înalt nivel de la independență, cu excepția unui singur an, 2019. Doar în 2019 n-am avut o situație mai bună, am ajuns la cel mai înalt nivel și uitați-vă atent. Exclusiv din cauza cetățenilor din Ucraina care au venit în Republica Moldova. Practica, fiecare a doilea om care a venit și s-a cazat într-un hotel sau într-o pensiune din Republica Moldova din 2022 a fost un cetățean al Ucrainei. Deci ei, practic, au reușit să salveze ramura noastră, Horeca, în anul 2022 prin faptul că au venit și au stat la noi. Este o dramă pentru ei, dar în felul acesta, ei având o soluție de locuință în Republica Moldova, de fapt ne-au ajutat pe noi și trebuie să spunem acest lucru. Și ultima. Investițiile străine. Aici încă nu sunt cifrele, dar am luat să văd cât au investit ucrainenii în Republica Moldova în ultimii 10 ani. Dacă observăm atent, volumul de investiții la noi în 10 ani de zile doar a crescut de două ori. Ucrainenii aveau investiții în Republica Moldova 27 de milioane de dolari, 28 de milioane în 2010. Încet, încet am ajuns la 54 de milioane în 2021. Deci este un investitor destul de micuț, comparativ cu alte țări, nu se află în top. Nu avem datele pentru 2022, cred că vor apărea peste vreo 2-3 luni de zile. Mă tem să fac anumite anticipări, dar sigur, volumul investițiilor ucrainești a crescut semnificativ în anul 2022. Ce am vrut să spun aici? Războiul din Ucraina este o dramă. Republica Moldova a arătat o capacitate și o bunătate fără precedent în istoria noastră. Deci noi am demonstrat întregii luni, am devenit cap de știri pentru multe, multă lume a aflat despre noi, a știut despre Moldova doar două ori. O dată negativ când s-a furat acel miliard dolari și a doua oară toată presa internațională, toți au vorbit despre Republica Moldova ca cea mai micuță și cea mai săracă țară din Europa, care a primit cel mai mulți refugiați pe cap de locuitor. Noi am reușit să demonstrăm acest lucru, dar cel mai important este că efectele asupra economiei noastre au fost pozitive. Deci refugiații ucraineni au consumat și au adus bani în bugetul de stat, refugiații ucraineni au salvat ramura noastră Horeca, companiile din Ucraina au salvat căile ferate Republicii Moldova, companiile din Ucraina ne-au ajutat ramura transportului să o salvăm și studenții ucraineni în principiu ne permit să menținem pe linia de plutire sistemul nostru superior de învățământ, care este într-o situație nu prea bună. De aceea, aici trebuie să o spunem, cred că în felul următor. Ucrainienii ne mulțumesc nouă pentru aceea că i-am primit, iar noi trebuie să le mulțumim pentru aceea că au decis să vină la noi. Cred că asta ar fi corect. Trebuie să le mulțumim ucrainienilor pentru faptul că au decis să vină în Moldova și au decis să rămână aici. Nu au mers mai departe, nu au mers în Germania, nu au mers în alte țări, dar au decis să stă aici. Este mai aproape de casa lor și cred că ei se simt aici bine dacă avem așa de mulți refugiați care continuă de a fi în Republica Moldova, iar noi nici prin gând să ne treacă, să credem că ei sunt o povară pentru noi. Nu, ei nu sunt o povară, ei sunt cei care ne ajută împreună cu ei să depășim această perioadă de criză. Iar eu, pe final, vă doresc să aveți o săptămână în continuare plăcută și până data viitoare, cum am discutat, alte subiecte de importanță pentru economia noastră. Vă mulțumesc!